experiență deosebită în misiunile armatei României. Locotenentul colonel Pleșescu defilează pe un transportor anfibiu blindat de cercetare, multirol, cu tracțiune 4x4 fabricat în România. Urmează transportoarele anfibii blindate model 1977, folosite ca mijloace de luptă și transport ale grupei de infanterie din unitățile mecanizate. Mașina de luptă poate transporta până la 9 militari complet echipați, beneficiind în același timp ca mijloace proprii de foc, de o mitralieră calibru 14,5 mm și de una de calibru 7,62 mm. Blindajul transportorului asigură protecția personalului îmbarcat împotriva schijelor artilerii și a gloanțelor trase la o distanță de minim 100 de metri. Vehiculul este dotat și cu un sistem de protecție împotriva armelor de nimicire în masă, având o instalație de filtru ventilație. TAR model 77 este total control în partea din față pentru autoscoatere. În partea din spate se află propulsorul prin jet de apă. Pe șosea, transportorul atinge o viteză maximă de 85 de km pe oră și are o autonomie de deplasare de 550 de km. Pe apă, transportorul se poate deplasa cu o viteză de 9 km pe oră timp de 15 ore. Următoarele trei mașini de luptă din blocul de defilare sunt folosite pentru manevra în câmpul tactic a aruncătoarelor calibru de 82 de mm. Aceste vehicule acționează în sprijinul subunităților de infanterie sau tancuri și pot angaja inamicul de la mare distanță. Echipajul îmbarcat pe aceste transportoare beneficiază de protecția oferită de un blindaj de oțel cu o grosime de 8 mm. Aruncătorul calibru 82 de mm instalat pe aceste mașini de luptă are o bătaie maximă de 4,4 km și poate fi folosit pentru lovituri cu bombă explozivă, bombe de iluminare, fumigene sau difuzoare materiale diferite. Și libertății persoanei. Autospeciale funcționează pe autoturisme Dacia, Ford și Volkswagen. Misiunile jandarmeriei române vizează garantarea suveranității, independenței, autorității, unității și securității statului, democrației constituționale pe întreg teritoriul național. Tehnica Inspectoratului Teritorial de Poliție Iași. Primele două mijloace aparțin poliției rutieră marca Volkswagen Polo, fiind folosite în misiuni de însoțire a coloanelor oficiale de patrulare și intervenție rapidă pe drumurile naționale, dar și de supraveghere de control al traficului rutier. Subunitatea de intervenție a penitenciarului Iași, comandată de comisarul șef Marius Roman, structură specializată în escortarea deținuților cu grad ridicat de risc, pregătită să intervină în soluționarea incidentelor operaționale și critice. Urmărim în continuare detașamentul reprezentativ al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, detașament condus de subinspectorul de poliție Rusu Andrei Cosmin. Defilează acum detașamentul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații cu următoarea compunere. O autospecială de intervenție pirotehnică aparținând Brigăzii Antiteroriste și o autospecială aparținând Poștei Speciale, unitate specializată prin care serie își îndeplinește rolul de autoritate națională în colectarea, transportul, distribuirea și protecția pe teritoriul României a corespondenței clasificate și a celei oficiale neclasificate. Defilarea continuă cu tehnica Inspectoratului pentru situații de urgență, prima autospecială pe șasiu Dacia Duster, fiind destinată pentru deplasarea unei grupe operative la locul intervenției.
Urmează ambulanța SMURT tip B2 cu echipaj de prim ajutor pe șasiu Volkswagen Transporter destinată intervenției pentru acordarea primului ajutor calificat. Este dotată cu materiale și echipamente medicale și poate transporta până la 5 persoane. Vedem acum auto specială pentru transport scafandri pe șasiu Mercedes Sprinter cu tracțiune integrată destinată transportului scafandrilor și echipamentelor specifice de suplimentare. Ea tractează aparcațiunea de intervenție pe apă model Bura, care se folosește în misiunile specifice ale echipajelor de scafandre în cadrul procedurilor de intervenție pentru salvarea de vieți omenești și bunuri din râuri, lacuri sau zone inundate. Trece acum prin fața noastră autospecială pentru decontaminare pe șasiu uman, destinată executării misiunilor de decontaminare totală, chimică, biologică și radiologică ca urmare a producerei unor accidente CBRN. Următorul nivel tehnic al misiunii autospecială pentru stingerea incendiilor de capacitate mărită pe șasiu uman, care intervine pentru stingerea incendiilor, descarcerare și salvări de persoane. Ultima în dispozitivul ISU este autospecială pentru intervenții și salvare de la înălțimi, destinată pentru salvarea persoanelor de la înălțime și asigurarea pătrunderii rapide a pompierilor la etajele superioare. Declează acum detașamentul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații cu următoarea compunere. Autospecială de intervenție pirotehnică aparținând Brigăzii Antiteroriste, Autoritate Națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Autospecială aparținând Poștei Speciale, unitate specializată prin care SRI își îndeplinește rolul de autoritate națională în colectarea, transportul și distribuirea pe teritoriul României corespondenței clasificate. Defilarea continuă cu mijloacele tehnice ale penitenciarului Iași. Primul vehicul marca Mercedes este folosit pentru transportul câinilor de serviciu dresați, pentru descoperirea telefonilor mobile și a drogurilor. Urmează autospeciala Ivetul destinată misiunilor grupei de intervenție. Vedem și tehnica utilizată pentru misiunile de escortare a deținuților la cabinetele medicale, organe de urmărire penală, instanțe de judecată și transfer între penitenciare. De asemenea, puteți urmări și cele 4 autoturisme ale Poliției Locale Iași. Poliția Locală desfășoară activitatea în interesul comunității locale și cooperează cu unitățile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră și alte și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației locale în condițiile legii. În încheiere are loc defilare cailor de la Poliția Locală Iași, compartiment destinat pentru menținerea ordinii și liniștii publice în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire și în alte locuri publice.